Și vom citi în seara aceasta din Cartea Apocalipsei, capitolul 6, începând cu versetul 9, până la finele acestui capitol. Capitolul 6, Apocalipsa, versetul 9. Când a rupt mielul pe cetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese rejunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorii pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și i s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarășilor lor de slujbă și a fraților lor, care aveau să fie omorâți ca și ei. Când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele. Și stelele au căzut din cer pe pământ, cum cad smochinele verzi din pomul când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Împărații pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, cei bogați, cei puternici, toți robii și toți oamenii slobozi s-au ascuns în peșteri și în stâncile munților. Și ziceau munților și stâncilor: cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Amin. Să ocupăm locurile. În seara aceasta vom continua studiul nostru Bibliei din Cartea Apocalipsei despre cele șapte peceți. Așa cum duminica trecută am vorbit despre primele patru peceți cu cei patru călăreți din Apocalipsa și am învățat un lucru fundamental. Partea aceasta din Cartea Sfântă vorbește despre o perioadă foarte scurtă din istoria omenirii care este numită Necazul cel Mare. Așa cum cred că vă aduceți aminte, călăreții aceia, primul dintre acel cal era un cal alb, calul înșelătoriei, când anticristul se va prezenta drept omul păcii care va soluționa problemele planetei noastre. A doua pecete prezintă un călăreț, călare pe un cal roșu, care vorbește despre război, despre foc, despre sânge, despre conflictele care se vor ține lanț peste tot în lume. Acest făgăduitor al păcii se dovedește mai degrabă o ființă a războiului, a crimei, decât aducător de pace. Adevărata față anticristului se vede la această perioadă a calului roșu, urmat apoi fiind de călărețul care vine călare pe un cal negru, imediat după război, foametea, lipsurile, raționalizarea alimentelor, va fi o consecință imediată a războiului care a avut loc. Apoi moartea, în final, va secera, așa cum spune Sfânta Carte, un sfert din populația lumii. 1,5 miliarde de oameni vor muri de sabie, vor muri datorită conflictelor militare, datorită molimelor, a bolilor, a foametei care va fi peste tot în lume. Aceste patru peceți dovedesc că venirea anticristului în lume nu este altceva decât declanșarea unei perioade de o intensitate îngrozitoare de suferință și de privațiuni pentru lumea întreagă. Iată că începând de la pecetea a cincea se întâmplă un lucru deosebit, parcă este o pauză în această istorie a suferinței umane, când avem imediat informații despre ceea ce se întâmplă în ceruri. Așa cum spuneam, cele șapte peceți discută despre necazul cel mare, despre suferința aceasta de 7 ani care va avea loc în lumea noastră.
excepție făcând această pecete a cincea, care ne dă o imagine a ceea ce se întâmplă în ceruri în această perioadă de timp. Sufletele celor care au murit ca martiri sunt sub acest altar al lui Dumnezeu, oameni care au fost junghiați, spune Sfânta Scriptură, din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturisirii pe care ei au păstrat-o și au ținut-o chiar cu prețul vieții lor. Aici ar vrea să spun că primele secole ale creștinismului au fost secole ale martirajului. Începând de la martirizarea lui Ștefan, până în zilele noastre, creștinii au murit pentru credința lor. Așa cum spuneam și înainte, la fiecare 5 minute astăzi moare un creștin datorită credinței sale, datorită cuvântului la care el ține, datorită mărturisirii pe care el o proclamă și astăzi în lumea noastră. Oamenii creștini adevărat mor și astăzi ca și martiri. 150.000 sau 160.000 de creștini în fiecare an sunt omorâți pretutindeni în lume. Nici o altă credință nu dă atâția martiri atât cât dă creștinismul de astăzi. Se pare că forța cea mai teribilă împotriva creștinismului de astăzi este islamul. Peste 1 miliard de oameni astăzi din lume împărtășesc această credință care în esența ei este demonică și anticreștină. De fapt, această religie s-a născut ca o religie împotriva creștinismului și împotriva iudaismului, împotriva credinței evreilor. Peste tot în lume unde această credință pătrunde, oamenii sunt învățați să urască pe creștini sau oamenii cărții, cum ne numesc ei. Degeaba să fac demonstrații de populațiile creștine din țările în care domină această religie, creștinii sunt omorâți fără niciun fel de discriminare, fără niciun fel de pardon, dacă am putea spune așa, de către musulmani. Această religie a păcii, cum se numește, demonstrează astăzi peste tot în Europa, cu lozinci ca acestea, masacrați pe cei care insultă islamul. Și cine sunt cei care insultă islamul, care nu cred în Mahomed? Creștinii. Ei cred că libertatea pe care noi o proclamăm și o practicăm este un lucru foarte periculos, de aceea nu se sfăiesc să spun freedom, go to hell. Libertate, du-te la satana, la diavolul. Pentru că ei nu cred că libertatea este un lucru bun pentru oamenii de astăzi, cei care trăiesc în robia unei asemenea religii periculoase, bineînțeles, libertatea este foarte amenințătoare pentru ei. Iată un ven pe care cineva cred că a scris cu sângele unor martiri. Dacă mori pentru credința ta, te face martir. Atunci, ce vor fi cei pe care îi ucizi pentru credința ta? Este o întrebare absolut cutremurătoare. Dacă tu ca și musulman crezi că omorând pe alții pentru credința ta islamică, lucrul ăsta te face martir, dau oamenii pe care tu îi omori în numele credinței tale, ce sunt atunci? Cred că adevărații martiri sunt cei care sunt uciși pentru credința lor, nu cei care ucid pentru credința lor. M-a îngrozit întotdeauna imaginea aceasta, ori de câte ori am văzut-o și am ales-o să vă arăt și dumneavoastră. Aici ar vrea să menționez că atunci când Moise a construit cortul întâlnirii, spune Sfânta Scriptură că el a construit după un model ceresc. Dumnezeu i-a arătat cum să îl construiască, i-a arătat un model. Și se pare că și în ceruri există un asemenea cort al întâlnirii. Cartea Evreilor vorbește foarte mult despre faptul că Iisus Hristos a intrat în această Sfânta Sfintelor din ceruri, nu? Cu sângele Lui. Și există un altar și în ceruri. Și Ioan, în cartea Apocalipsei, vede acest altar
din cortul întâlnirii sau din templul lui Dumnezeu, sub acest altar sunt sufletele celor care au murit pentru credința lor în Domnul. Când îngerul care îl cheamă pe Ioan și spune, vino să vezi, Ioan vede cum mielul rupe această pecete a cincea, cum se desface acest sul sfânt și el vede sufletele celor care au murit sub altarul acesta al lui Dumnezeu din ceruri. Numai imaginea aceasta a sufletelor care sunt sub altar este suficient să contrazică două doctrine foarte răspândite în creștinismul contemporan. În primul rând, doctrina purgatoriului. Bisericile dominante, mai ales Biserica Catolică, crede mult în purgatoriu. Ce se întâmplă în purgatoriu ar fi un loc în care sufletele celor care mor așteaptă și sunt purificate în timp, sunt pregătite în timp, mai ales dacă cei care sunt în viață, rudele lor se roagă, intervin, fac acte de caritate în numele acestor morți. În timpul Evului Mediu, papalitatea a făcut foarte mulți bani cu faptul că sufletele celor din purgatoriu puteau să scape mai repede de necazurile acestea de purificare dacă dădeai sume mari de bani la biserică. Le scurtai timpul din purgatoriu la rudele care erau acolo. Apoi, creștinismul nostru contemporan evanghelic are o altă doctrină, probabil ați auzit despre ea, moartea ar fi un loc de așteptare, acea stare intermediară între rai și iad, în care toate sufletele așteaptă undeva în Sheol, în locuința aceasta a morții, ziua mare a judecății, când Dumnezeu va judeca lumea și va trimite pe fiecare unde trebuie. Se pare că prezența acestor suflete sub altarul lui Dumnezeu contrazice categoric aceste doctrine despre care am amintit înainte, pentru că la moartea noastră sunt doar două locuri în care putem să plecăm și nu patru. Ori în iad, ori în rai, ori cu Dumnezeu, ori departe de Dumnezeu pentru eternitate. Nu există un loc intermediar, un loc de așteptare să aștepți până la Marea Judecată. Domnul Iisus Hristos spune, cine nu crede a și fost judecat. Noi nu vom trece la judecată, suntem deja judecați, știm unde ne ducem odată ce trecem din lumea aceasta. Necazul cel mare însă va produce foarte mulți martiri. Primele patru peceți despre care am vorbit au adus moarte și suferință pe pământ. Necazurile care sunt și care vor fi pe pământ vor produce în perioada aceasta foarte mulți martiri, de aceea Dumnezeu le spune acestor suflete așteptați până și tovarășii voștri vor veni. Pentru că în această perioadă scurtă, de 7 ani și jumătate, foarte mulți creștini vor muri ca și martiri. Aici acum vreau să vă spun că foarte mulți creștini evanghelici cred că biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare și atunci au o problemă foarte serioasă. Cine mai moare dacă biserica va fi răpită, nu? Și atunci sunt tot felul de teorii că unii se pocăiesc în timpul ăsta și vor fi mântuiți ca prin foc, tot felul de lucruri. Este o complicație foarte mare când introducem răpirea în această perioadă. Este mult mai simplu să credem că în mod obișnuit, în perioada aceasta de 7 ani, când va fi necazul cel mare, foarte mulți creștini vor muri pentru credința lor și creștinismul va da un număr foarte mare de martiri în această perioadă. Dacă ne gândim mai aproape la martirii aceștia de sub altar, nu putem să nu discutăm despre sacrificiul acestor oameni. Ei au fost junghiați din pricina cuvântului și a mărturisirii lor. Au crezut cuvântul lui Dumnezeu, l-au trăit și l-au mărturisit. Ați văzut imaginile acestea când tineri, copii creștini, nu s-au lepădat de Domnul sub presiunile unor guverne sau unor organizații religioase musulmane din vremea noastră.
Apoi creștinii în această perioadă a necazului cel mare nu-l vor accepta pe anticrist, absolut deloc. Suferințele lor se vor naște din lucrul acesta. Vom vedea pe urmă că fiara va veni cu pecetea ei, care va fi pusă pe frunte sau pe mâna dreaptă a populației din acea perioadă. Creștinii vor fi primii care vor refuza categoric pecetea diavolului, pecetea anticristului. De aceea ei sunt și vor fi martirizați în perioada aceasta de către anticrist. Dacă ne gândim numai la persecuțiile care au avut loc de-a lungul istoriei, persecuțiile din timpul împăraților romani, persecuțiile din lagările naziste, din gulagul sovietic, din China de astăzi, țările musulmane, vreau să vă spun că toate aceste suferințe care au fost de-a lungul istoriei nu se vor putea compara cu ceea ce va suferi creștinismul în timpul necazului celui mare. Dacă până acum creștinismul a avut de-a face cu delegați, să zicem așa, de ai satanei, de a diavolului, cu trimiși de ai lui, cu colaboratori de ai lui, acum creștinismul va sta față în față cu însuși diavolul, care va veni în persoana anticristului în lumea noastră. De aceea suferințele creștinismului din perioada aceasta necazului celui mare vor fi nespus de mari, mult mai mari decât cele care au fost până atunci. Așa cum spunea Domnul Iisus Hristos, un asemenea necaz n-a fost și nu o să mai fie. Dar datorită celor aleși, el va fi scurtat, pentru că Domnul ne iubește, nu ne va lăsa o perioadă lungă în această suferință. Apoi trebuie remarcat la acești martiri de sub altar rugăciunea pe care ei o înalță către Dumnezeu. Ei strigă cu glas tare, spune versetul numărul 10. Deci nu este o rugăciune simplă, este o rugăciune pornită din adâncul sufletului acestor oameni care au fost omorâți pentru Hristos și pentru împărăția Lui. Este o rugăciune pentru judecată divină. Este o rugăciune de imprecație, cum se numește, cum o găsim și în psalmi, în care se cere pedeapsa lui Dumnezeu pentru cei răi. O rugăciune care se petrece în cer, se petrece o rugăciune din cer, pentru că se cere dreptate. Aceste suflete care au fost chinuite pentru Hristos cer să se facă dreptate. Tu ești un Dumnezeu drept, spun ei așa, ești un Dumnezeu care judeci și răzbuni sângele nostru, ești un Dumnezeu care ești sfânt și adevărat. Dar ne supără faptul că tu zăbovești să judeci pe cei care ne-au omorât. Rugăciunea care cere o judecată pentru planeta noastră, pentru tot sângele care s-a vărsat, pentru toți martirii care au murit. Acești martiri în cer, cer de la Dumnezeu în rugăciune să se facă dreptate. Cineva spunea că venirea Domnului și judecata finală este o nevoie istorică. Este atâta nedreptate în lumea noastră. Atâtea milioane de oameni au murit ca martiri și au murit nevinovați. Se cere să se facă dreptate. Istoria cere să se facă dreptate. Cântarul dreptății este foarte dezechilibrat. Și martirii din ceruri pledează ca Dumnezeu să intervină și să judece pe cei care i-au chinuit și i-au omorât pe ei. Este o rugăciune, deci, pentru dreptate divină. Apoi, în al treilea rând, trebuie să discutăm despre răspunsul la rugăciunea aceasta. În schimb, primesc haine albe, robe, simbolul purității, a sfințeniei. Sunt îmbrăcați în haine albe. Ei, de fapt, și-au spălat hainele în sângele mielului. Și acum primesc haine albe ca un simbol al purității și al curăției lor. Li se spune să se mai odihnească puțină vreme. Cu alte cuvinte, este vreme puțină acum, pentru că Dumnezeu a scurtat de dragul celor aleși această perioadă de chin. Trebuie să aștepte până se va împlini numărul tovarășilor lor, până Dumnezeu va încheia planul pe care îl are
cu lumea noastră. Așteptați, Dumnezeu este adevărat și drept, El va face dreptate, dar este puțină vreme și în această vreme de așteptare li s-a dat această haină albă. Apoi spune Sfânta Scriptură, când a rupt mielul pe cetea a șasea, m-am uitat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut din cer, cum cad smochinele verzi după când sunt scuturate de un vânt puternic. Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul și toți munții și toate ostroavele s-au mutat din locurile lor. Deci, imediat după această imagine în ceruri, revenim din nou pe pământ și după perioada acelor un sfert de populația lumii care au murit datorită activității călărețului galbenul sau verzui, moartea care a venit pe planeta noastră, imediat are loc un cutremur de pământ îngrozitor, un cutremur de pământ foarte mare. Și apoi este urmat cu tremurul acesta de pământ, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și stelele au căzut pe pământ. Observați, în ceruri martirii se roagă pentru judecata asupra pământului și locuitorilor lui și judecata aceasta începe să aibă loc. Pe pământ oamenii se roagă pentru protecție de mânia mielului, care este dezlănțuit acum împotriva întregului pământ. Avem în această pecete un univers tulburat de un șir de catastrofe îngrozitoare. În primul rând, un cutremur foarte mare de pământ. Probabil ceva ce n-a cunoscut niciodată omenirea până atunci. Mult mai mare decât ce s-a întâmplat în Japonia. Un cutremur urmat de tsunami, de explozii vulcanice, de... când spune cuvântul lui Dumnezeu că ostroavele și munții s-au mutat de la locurile lor, asta înseamnă o mișcare tectonică așa de puternică încât relieful actual s-a schimbat pur și simplu, lumea devine de nerecunoscut. Soarele se preface ca un sac de păr. Imaginea aici vine de la haina de doliu. În perioada aceea când se îmbrăcau oamenii de doliu în urma unei catastrofe sau a murea cineva foarte important, se țesea o pânză, dacă vreți, un fel de sac, pânză de sac, din păr de capre, din păr de capre neagră. Aceasta era haina de doliu și când spune Sfânta Scriptură că soarele s-a făcut ca un sac de păr, se referă la această haină de doliu. Soarele s-a îmbrăcat în doliu, spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Probabil exploziile vulcanice cu tremurul acela au lansat în atmosferă așa o cantitate uriașă de fum, de praf, de tot ce există, încât s-a făcut întuneric în plină zi. Cei care au văzut ceea ce s-a întâmplat, de exemplu, în Islanda cu explozia aceea vulcanică, norul acela a avut ca urmare o întunecare a soarelui. Soarele se preface, deci, se îmbracă în doliu, se îmbracă într-o haină de doliu țesută din păr de capre negre, cum era în zilele acelea. Luna capătă culoarea sângelui, și probabil asistăm la o ploaie de meteoriți cum nu a cunoscut omenirea până în perioada aceea. De-a lungul istoriei, cercetătorii au tras concluzia că au murit în jur de 13 milioane de oameni uciși de cutremure. De-a lungul istoriei, 13 milioane de oameni. Nu știm magnitudinea acestui cutremur care este la orizont. Cei care vor să ne sperie și să ne strece liniștea zilelor ne povestesc despre posibil un cutremur fără precedent în zona Los Angelesului.
falia aceasta continentală, care a mai produs cutremure, nu? Va putea declanșa oricând un cutremur de o magnitudine necunoscută omenirii până acum. Alții povestesc despre trei vulcani care sunt dormitând la ora actuală în parcul Yellowstone, care pot produce un cutremur absolut ieșit din comun. Bineînțeles că ipoteza aceasta a stat la baza filmului 2012, nu? Filmul acesta apocaliptic, care a încercat să îngrozească din nou lumea, sau să ne pregătească, probabil, pentru viitorul în care noi vom intra. Vreau să vă spun că aici, în Arizona, cei care ați văzut craterul acesta aici, nu departe de noi, la Flagstaff, mai departe un puțin de Flagstaff, se pare că meteoritul care a lovit zona aceasta a continentului a fost între 90 și 100 de fiți, 50 de metri. Nu mare lucru, era un bolovan mare, dacă vreți, nu? Dar a produs un crater de 4.000 de fiți în diametru și de 550 de fiți adâncime. Vă dați seama ce înseamnă o ploaie de meteoriți de genul acesta pentru planeta noastră. Oricum, pe cetea aceasta a șasea din Apocalipsă vorbește despre un asemenea scenariu. O să observăm imediat că la pe cetea a șaptea, când sunt cei șapte îngeri cu trâmbițele, se descrie un scenariu care, foarte interesant, este împrumutat, se pare, din Sfânta Scriptură, de NASA, care a elaborat un asemenea scenariu în cazul în care planeta noastră va fi lovită de un corp ceresc. Ce se întâmplă în aceste cataclisme care au loc? Deci, în primul rând, un cutremur foarte mare, se întunecă soarele, au loc o serie de căderi de meteoriți pe planeta noastră. Spune Sfânta Scriptură că împărații Pământului, observați lista, împărații Pământului, domnitorii, căpitanii oștirilor, generalii, marii generali de armate, oamenii bogați, oamenii puternici, toți robii, toți oamenii slobozi, se ascund în peșteri și în stâncile munților în această perioadă. Asistăm apoi în următoarele versete din Cartea Apocalipse, capitolul 6, la rugăciunea acestei lumi aflate în panică. O lume aflată în panică. În primul rând, această lume aflată în panică are o evaluare foarte corectă. Este ziua cea mare a mâniei lui Dumnezeu. Știe exact despre ce este vorba. Este o evaluare corectă. Apoi rugăciunea lor este o rugăciune la mama natură, nu? Ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce stă pe scaunul de domnie și a mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Cădeți peste noi și ascundeți-ne. Este o lume care se teme de mânia mielului, mânia mielului. Este foarte interesant. Mielul este cea mai blândă ființă, dacă vreți, dar acum mielul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a murit junghiat pentru lumea întreagă, este mânios acum. În cuvântul lui Dumnezeu există doi termeni în limba greacă pentru mânie. Foarte interesant. Tumos, care înseamnă răbufnire de mânie. Când îți sare siguranța, dintr-o dată, nu? Mai ales cum la noi, la români, sare foarte repede. Nu? Ne-a sărit siguranța și dintr-o dată am pus mâna pe curea și l-am bătut pe la mic și am observat după aia că era nevinovat. Nu? Asta este tumos, este o izbucnire de mânie în care facem lucruri necugetate. Apoi există orge, care înseamnă o mânie ce se acumulează în timp. Se acumulează în timp această mânie. Asta o avea taică-meu, de exemplu, care tot timpul îmi povestea că să mi se încarcă carul. Așa. Mi se încărca carul fără de legilor și într-o zi se rupea oiștea și punea mâna pe curea și era vai și amar. Când,
Dar asemenea cuvinte sunt folosite aici despre mielul lui Dumnezeu. Ați auzit expresia aceasta românească? Cum îl mai poate răbda Dumnezeu? Cum mai poate Dumnezeu îngădui asemenea lucruri? Pentru că mânia aceasta a mielului, mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei fără de lege, oricărei necinstire a lui Dumnezeu, este o mânie care se acumulează în timp. Se acumulează în timp. Dar va veni o zi când această mânie devine tumos, răbufnire de mânie, și pe cetea aceasta a șasea este de fapt o răbufnire de mânie a mielului împotriva unui pământ păcătos care a produs atâția martiri care stau sub altarul lui Dumnezeu din cerul și care cer să se facă dreptate. Cer ca istoria să cunoască dreptatea. Acești martiri sunt supărați că balanța dreptății din această lume este strâmbă și Dumnezeu acum, prin mânia aceasta care a răbufnit a mielului, îndreaptă balanța aceasta a dreptății mondiale. Dumnezeu face dreptate. Observați că oamenii aceștia care aleargă la peștere acum să se ascundă, ei nu se roagă lui Dumnezeu. Se roagă la mama natură, nu? Mother Earth, mama pământului. Ei se roagă la natură, până și în momentele acestea atât de teribile. Nu recurg la Dumnezeu. Avem de-a face acum cu o generație care nu poate sta înaintea lui Dumnezeu, nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu, și pare rău să spun, peștera nu este trecutul nostru a umanității, ci viitorul nostru. Nu ne-am născut în peșteri, dar o să fugim la peșteri într-o zi. Peștere vrem, peșteră o să primim. O să ajungem la peșteră. Aș vrea să remarcăm aici câteva lucruri foarte importante. În primul rând, lumea aceasta nu se pocăiește nici măcar în ziua judecății. Nici măcar în ziua judecății. Împărați ai pământului, domnitori, căpitani oștirilor, bogați, puternici, robi, oameni slobozi de toate soiurile, fug la peșteri și la stâncile munților și nu fug la Dumnezeu nici măcar acum în ziua judecății lor. Nu cer mila lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu în această circumstanță. Cred că este necredința aceea încăpățânată, mândră, mândră până în ultima secundă, până la ultima picătură, care nu poate să-și calce pe orgoliu și să ceară iertare și să se pocăiască și să se schimbe. Nu cere iertare nici pentru păcatele ei și nici salvarea ei. Salvarea o caută la natură acum și nu la Dumnezeu. Spaima acestei lumi e Dumnezeu și nu catastrofele. Observați, nu se tem de ceea ce se întâmplă, de cutremure, de lucrurile din jur. Se tem de fața celuia care stă pe scaunul de domnie. Se tem de mielul lui Dumnezeu care este mânios împotriva păcatului și împotriva acestei lumi de fără de lege. Și cer de fapt să fie ascunși de mama natură în stâncile pământului și în peșteri, ca să nu mai vadă această față a lui Dumnezeu. Aveam o lume care nu poate să stea față în față cu Dumnezeu. Dacă în timpurile bune n-a putut sta față în față cu Dumnezeu, cred că această lume rămâne încăpăținată și mândră până în sfârșitul ei, refuzând să vadă fața lui Dumnezeu. Vreau să închei cu o mică întrebare care ar trebui să ne opunem fiecare dintre noi. Lumea se apropie de sfârșitul ei. Ne place sau nu ne place? Teoretic știm foarte bine că așa este. Trăim într-un univers în care toate lucrurile se nasc, trăiesc și mor.
Asta se va întâmpla cu pământul nostru, se va întâmpla cu soarele nostru, cu sistemul solar, cu galaxia noastră. Citeam zilele trecute că, nu știu, peste câte sute de mii de ani, galaxia noastră se va ciocni cu alta. Oamenii de știință știu bine aceste adevăruri. Știm că există moarte și că toate lucrurile se termină și că există un sfârșit și a planetei noastre. E adevărat că încercăm să-l mutăm cât mai departe posibil. Parcă suntem ca împăratul acela din Vechiul Testament, care după ce a auzit ce se va întâmpla cu următoarele generații, după el a zis, nu, slavă Domnului că nu se întâmplă cu mine. Nu? Ce o să se întâmple cu copiii noștri, treaba lor, nu? Este exact atitudinea care o avem noi cu datoriile care le face Obama, nu-i așa? Să se bagi în datorii că nu noi plătim. Copiii ăștia nu știu să plătească. De fapt și eu am de gând să le las un morghiș pe măsură. Să plângă după mine câteva generații. Ok? Dacă noi plecăm din lumea asta, noi scăpăm. Am scăpat. Ei o să plătească. Treaba lor. Nu? Începem să aplicăm modul ăsta de gândire și asupra problemelor sfârșitului. Bineînțeles că o să fie sfârșitul, dar noi o să scăpăm. Noi o să scăpăm. Dacă suntem necredincioși, punem pe seama timpului. Asta se va petrece, cine știe, în câteva milioane de ani de acum încolo, nu? Putem să stăm liniștiți în situația în care ne aflăm. Dacă suntem creștini, elaborăm o altă teorie, că noi o să fim răpiți înainte să vină lucrurile astea, ne ia Domnul și plecăm și noi scăpăm. Dar noi o să scăpăm precis de lucrurile astea. Se cheamă escapism, modul ăsta de a gândi. Vrem să evadăm din probleme, să plecăm undeva, să scăpăm de ele. Întrebarea mea este, dar dacă nu o să scăpăm? Dar dacă totuși acest sfârșit este mult mai aproape decât am socotit noi? Dar dacă totuși un cutremur din acesta... Nici nu mă pricep la ele, de ce grad o să fie, nu? Să fie unul mult mai mare decât tot ce a fost, nu? Se va petrece foarte curând. Ăștia din Phoenix încep să fie fericiți, am auzit că unii cred că o să fie mare aici, aproape de noi acum. Dacă se scufunde California, noi o să avem plajă aici. Teribilă minte aveam, nu-i așa? Teribilă. Dar dacă totuși un cutremur în acesta ne va afecta, într-o zi soarele se va face în întuneric, se va îmbrăca în doliu. Tot relieful pe care îl cunoaștem, ostroavele și munții se vor muta de la locurile lor. Oamenii din jurul nostru vor intra într-o panică incredibilă, vor prefera să fie ascunși în munți, în inima pământului, decât să asiste la scenele acelea. Luna se va vedea roșie prin praful atmosferic, probabil, și vom asista la o ploaie de meteoriți care ne va schimba definitiv nu numai relieful, dar și modul nostru de viață. Sunt lucrurile acestea utopice, sunt lucrurile acestea imaginația bolnavă a cuiva, sau fac parte totuși din realitatea unei planete care se cheamă Pământ, pe care am putea să fim ultimii ei locuitori. Eu aș zice să luăm foarte în serios aceste lucruri. Și Apostolul Petru spunea, dacă știți aceste lucruri, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Mă gândesc că după ce terminăm cu acest serial din Cartea Apocalipsei, să pornim într-un alt serial bazat pe întrebarea aceasta. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi în așteptarea acestor zile? Ce fel de oameni? Știți bine cum ar trebui să fim. Mai buni unii cu alții. Mai credincioși Domnului. Mai ancorați în lumea de dincolo decât în lumea de aici. Mai ancorați în spiritual decât în materialismul acestei lumi. Mai interesați de eternitate, decât de vremelnicul zilelor pe care noi le parcurgem. Vă îndemn, deci,
haideți să o luăm în serios. Și citind cartea Apocalipsei, să ne dăm seama că este vorba despre noi. Această carte este cartea lui Dumnezeu, este revelația lui Dumnezeu. Este descoperirea lui Iisus Hristos pentru biserica lui. Și chemarea din partea lui Dumnezeu este să ne pregătim pentru aceste zile. Și așa cum spunea profetul Amos, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Amin.